Grafitiul este o formă de creație prin care artistul reușește să-și pună amprenta asupra obiectelor pictate sau inscripționate. În orașele europene și nu numai, această acțiune a devenit din ce în ce mai populară. Grupuri de tineri se adună și transmit prin artă stradală diverse mesaje cu impact. Și în Constanța, numeroase clădiri sau obiecte sunt acoperite de graffiti. Sunt niște artiști care cumva și ei au o formă de exprimare. În general, street art-ul și graffiti-ul e în măsura protestului cumva. Ei cumva sunt împotriva sistemului, își pun nemulțumirile, sunt zone teritoriale pe care ei și le aleg și își exprimă practic prin tagurile lor, numele lor, acronimele lor sau crurile de graffiti. Și prin toată simbioza asta artistică se produce o formă de comunicare. Totuși, atunci când desenele nu respectă un plan, clădirile au de suferit, iar imaginea orașului curat și civilizat la care visăm cu toții devine din ce în ce mai greu de imaginat. Păi sunt locuri publice și multe lucruri sunt desene, sunt vulgare sau pur și simplu se strică fața de publică. Nu sunt frumoase. Bineînțeles, da. Pe unele ziduri chiar merită față de cum sunt, că nu sunt zugrăvite și aranjate, dar pe unele nu. Tot mai multe zone din orașul Constanța sunt acoperite de graffiti. Cei care săvârșesc aceste acțiuni fără a primi aprobări de la autorități riscă sancțiuni. Chiar dacă există legi care să-i pedepsească pe cei care săvârșesc astfel de fapte, aceștia sunt greu de prins. Dacă sunt prinși în flagrant, ei pot fi sancționați, iar poliția locală a făcut-o deja în două astfel de situații. Scrierea, desenarea pe pereți, pe mobilier urban este sancționabilă. Sancțiunile sunt cuprinse între 100 și 500 de lei. Cu toate acestea, agenții de poliție constanțeni au reușit să surprindă două astfel de cazuri, iar făptașii au fost sancționați conform legislației în vigoare. Poliția locală a acordat două astfel de sancțiuni în ultima perioadă, totalizând 750 de lei. În cazul minorilor, sancțiunile se aplică părinților care ar trebui să se îngrijească astfel încât copiilor să nu încalce prevederile legale. Autoritățile fac apel către artiști să înțeleagă că desenele sau inscripțiile făcute fără consimțământ ar putea foarte ușor să se transforme în acte de vandalism. Mai mult, mesajele vulgare care se regăsesc pe clădirile constanțene pătează imaginea orașului.